Dragi telespectatori, bine vă regăsim la frumoasa emisiune realizată împreună cu colega noastră, jurnalist Flora Ordean, astăzi la CNS. O să ne vedeți și la Roman 24, așa cum v-am obișnuit deja. Bine ne revedem, doamna Flora. Bine ne-am regăsit. Am întârziat un pic să intrăm în emisiune. Păi tocmai scotoceam pe internet să mai vedem o serie de salarii, pentru că astăzi eu am fost singurul jurnalist din județ, căruia domnul Vlad Angheluță, telespectatorii noștri știu că este vorba de fostul prefect al județului, care în ultimele 6 luni a lucrat pe postul de country manager la Consiliul Județean. V-a răspuns la telefon, să înțeleg. Oare știa că sunați dumneavoastră? Avea știa, sau nu memorat? Știa, știa avea, dacă avea, e important, avea. Că s-au obișnuit politicienii, dacă au memorat numărul... Bine, dar lui, cel puțin teoretic, nu mai este politician. E adevărat, că, da. Ne-a spus, ne-a mirat faptul că s-a decis să se retragă în urbea natală, în orășelul de sub Poalele Cetății Neamțului, la Poalele Cetății Neamțului, doar pe postul de director al Direcției de Asistență Socială. L-am întrebat în ce raporturi a plecat, dacă este vorba de exact. O demisie, și care a zis, e motivul? Nu e vorba de demisie, ci este vorba de doar de un act unilateral, deci de o înțelegere cu Ionel Arsenie. Adică în termen popular este, da, un apropiat. Exact. Adică în termen popular trebuia să plece să facă loc altcuiva, doamna Flora, cam asta e în termen popular. O înțelegere cuiva după zvonul. Exact. Presă este eminența noastră blondă, de la Rom Blondă, acum parcă șatenă, Oana Bulai, care iată și-a dat demisia din funcția de consilier județean, a trecut în aceea consilier personal al lui Ionel Arsenie, da? Pe postul acesta care evident este mult mai bine plătit. Între timp te-ai documentat și niște salarii. Noi acolo am căutat pe declarația de avere a domnului Apopei Vasile, care era city manager de Târgu Neamț, la venituri era zero, adică gol, nu a trecut în declarație. Așa că deși o să luăm, obligația, deși s-o au obligația, da? Așa că o să luăm declarația de avere a city managerului de Roman, Ovidiu Bojescu. Nu putem compara, totuși e vorba de mărimea, da, e vorba, dar orientativ. Deci dacă city managerul câștigă într-un an 30.733 de lei, însemnând lunar 2.561 de lei. Nu ne-am lămurit dacă e net sau brut aici. Nu ne-am lămurit, e adevărat. Mă gândesc că a fi city manager pentru județ înseamnă mai mult. N-aș vrea să greșesc să spun dublu, dar oricum, măcar, știu eu, cred că ajunge măcar la 3.000 și lunar. Așa, din punctul nostru de vedere. A spus domnul Angheluță în discuția telefonică pe care am avut-o, v-a zis că eu l-am întrebat că se pare că va urma un val de schimbări, da, și la atât la deconcentrate, cât și la reprezentantul guvernului în teritoriu, deci la prefectură, și dacă s-a gândit să revină pe postul de prefect al județului, ținând cont de experiența sa. Mi-a spus că nu este dispus să alimenteze asemenea zvonuri, ținând cont de faptul că nu a confirmat nici acea posibilă numire a sa în funcție de secretar de stat la unul din ministere. Se părea că cel al dezvoltării regionale, unde, iată, știm că acolo se învârt cu lopata fondurile care vin în teritoriu. Bun, dar totuși Angheluță s-a dat la o parte și nu trebuie să neglijăm faptul că a lăsat acest fotoliu de city manager al județului, da, pentru un post la Direcția de Asistență Socială la Târgu Neamț, unde va câștiga mult mai puțin. Da? Ne-am uitat cât câștigă... Nu putem face, dar orientativ, pentru că dacă n-am găsit aceste informații, dar o să le găsim că vor actualiza pe anul 2017 și în emisiunile viitoare. Deci, cumva, comparativ, doamna Sorina Munac, de la Direcția de Asistență Socială Roman, are declarat venituri din salarii anual 30.434 deci de lei, lunar 2.536 de lei lunar. Da, bun. Oricum, mult mai puțin decât ar fi avut, dar am impresia că și aceste salarii depind și de mărimea unității administrative, da, așa este, pe care, da, o gestionează. Așa este, da. Iată o informație, l-am mai întrebat pe domnul Angheluță ce a lăsat în urmă în cele 6 luni, mi-a vorbit cu de foarte, foarte multe
proiecte. De pe vremea când era prefect? Nu. De pe vremea când era city manager aici, da? Country manager. Country manager, nu știu, da, care e deosebirea de terminologie. Probabil că... Administrator public, da, al județului, să ne înțeleagă, da, toți respectatorii. De foarte multe proiecte, chiar pe care le-a pus în picioare, chiar în domeniul culturii, în domeniul finanțelor. Și întrebarea mea firească a fost dacă n-ai intrat în coliziune niciodată cu deciziile acelei voluntare, Elena Kuzmanovici Baltag. Mă întreb acum, după ce i-am văzut cealaltă de-al doilea nume, dacă are vreo legătură cu judecătoarea. De fapt, bun, acum, da, este, da, acum, da, e consilier al Ministrului Justiției, doamna. Bun, acea doamnă care făcea voluntariat, despre că noi am discutat în, da, emisiunile, da, da, trecute, da, pe lângă Consiliul Județean. Și lua aceste decizii, mai ales legate de banii care se învârteau în Consiliul Județean. Deci un voluntar cu greutate în luarea deciziilor, da. Greutate, mi-a spus că nu poate fi vorba de așa ceva, nici nu mă așteptam să recunoască dacă ar fi fost, pentru că, iată, am regăsit din nou în investigațiile de presă ale colegului nostru Daniel Muraru, faptul că după tamtamul pe care el l-a stârnit cu acest voluntariat dezinteresat, da, cu ghilimele de rigoare, doamna Kuzmanovici, care venea, locuiește în București, venea cu un Porsche. Eu nu mă pricep la mașini, dar mă înțeles. Nici eu, și pentru mine mașinile, da, sunt toate la fel. Da, o mașină, da, de lux. O mașină de lux, da, bașca, cazare, masă, uh-huh, și așa mai departe, să faci voluntariat într-o unitate administrativ teritorială la, uh-huh, câți kilometri, 300 kilometri departe, sau cât sunt de la București? Că... Cam așa, sunt, cred că vreo 380. Da? Da, 300-400 de kilometri, da. Aici înseamnă un sacrificiu, zic eu. Destul de important. Da, destul de important. Eu vreau, ca să terminăm cu domnul Angheluță, noi am căutat în declarația de avere pe 2016, pe vremea când el încă mai era prefect. Da, bine, altul nivelul de, da, o salarizare foarte frumoșică, da, anual 73.743 de roni. Deci, cumva, iată, a trecut din treaptă în treaptă, ajungând acum la Direcția de Asistență Socială, unde, bun, e acum poate de trei ori mai puțin. Întrebarea deci a tot coborât în trepte. Da. Întrebarea pe care ne-o punem de fiecare dată, știm că domnul Angheluță a fost susținut politic de Ionel Arsene, da, pe filieră PSD a ajuns, a fost întâi subprefect, apoi i-a luat, da, pe vremea și a avut lui Lazar. Exact. La asta mă gândeam, câte tensiune a avut cu George, da, Lazar, care tot trimitea scrisorele la prefectură, că sunt consilieri județeni incompatibili și că prefectul Angheluță nu face nimic. Câte episoade a fost și cât de virulent a fost George Lazar, ca și cum, domnule, mai înlocuit, hai să te deranjezi. Da, da, cam așa. Peisar, a dispărut, da. E tânăr tătic și se ocupă de creșterea copilului, ceea ce e minunat, dacă, da, stăm să ne gândim, da. Și tânăr, deci, avocat, da. Cam asta este cu domnul Angheluță, da. Domnul Angheluță, el nu a exclus, deși este greu de crezut, condițiile în care a încetat contractul său cu Ionel Arsene, să nu fi intrat într-o coliziune de aceasta. Dar el n-a vorbit de... Exact, el n-a vorbit de plecarea lui din PSD sau de faptul că n-ar mai fi membru. Da, nu mai era membru, cel puțin teoretic. A, nu mai era... exact, când... Prefecții erau apolitici. Da, reprezentantul teoretic guvernului în teritoriu, da, e adevărat. Da, acum și lucrând... reprezentant o guvernare. Așa, da. Se pare că în etapa următoare ministrul Grindeanu va trebui, uh-huh, să treacă și la înlocuirea om, pentru că, doamnei Niculina, după mine, Dobrilă, da, deși este o super profesionistă, după mine această funcție, pe această funcție trebuie încadrată chiar oameni cu multă știință de carte în domeniul juridic, lucru pe care ți-l confirm din surse sigure, pentru că fiul meu este ceea ce se chema altădată secretar general în prefectură. Exista funcția pe care a avut-o domnul Ilie până acum și mi-a confirmat faptul că Niculina Dobrilă
la nivelul țării este apreciată ca fiind unul dintre cei mai bine pregătiți funcționari publici pe domeniul acesta al legislației. Apropo de... Așa că e și femeie și da, ne bucurăm pentru asta. Apropo de aceasta, locul domnului Ilie după 45 de ani a fost luat pe postul acesta de secretar general, de director al Direcției de Legalitate a Actelor de Prefectură, de domnul Acatrinei. Domnul Dumitru Tite, Acatrinei Romașcanu? Nu. Pe Acatrinei și mai cum, ca să nu se creeze confuzie. Nu știu cine e domnul Acatrinei. E din Piatra Neamț. Din Piatra Neamț, are o vechime în domeniu și este unul din format la școala lui Ilie Petre, cu foarte multă știință de carte, cu 26 de ani vechime pe postul acesta. Nu-l cunosc pe domnul. Posibilitatea de a da concursul, pentru că aici trebuie, mi-a explicat doamna Dobrilă, o serie întreagă de avize de la acea nu asociație, cum se cheamă, funcționarilor publici, că nu e asociație, nu e non-guvernamentală, este de unde primesc funcționarii, atestă pe funcționarii publici Agenția Națională a Funcționarilor Publici, mi-am adus aminte. Deci, acest lucru. Iată, astea ar fi noutățile. Nu știu ce subiect îmi mai propui acum. Unul pe care l-am văzut că în emisiunea de dimineață l-ai dezbătut foarte mult și tu, este subiectul celor părinților care aleargă după un loc în clasa pregătitoare. Te-ai mirat la fel ca și mine. De ce dau cu virgulă, nu clasele? Da, n-am înțeles. Cred că am articolul aici. Dacă știți de ce dau cu virgulă, ar fi minunat să ne se explice. Eu am discutat cu doamna inspector Preda, care este purtătorul de cuvânt al acestea și mi-a dat și mie, mi-a folosit câteva, 201,16 clase. Da. Atenție, 197 în învățământul de masă, 135 tot virgulă 16 în rural, dar aici am aflat așa, că s-ar putea ca virgulița asta să vină de la acele norme simultane. Știi că este învățământul simultan în care un învățător predă la toate patru clase. Am înțeles. Oricum. Pentru că sunt copii puțini și da, sunt și de a întâia și de a doua. Uite, 62 de clase în urban, 59 în sistem tradițional, 3 clase alternative pe sistemul step by step. Chiar nu știu ce vreau să însemne, mea, da. Deși provin din învățământ, chiar nu știu. În Piatra Neamț și 3 clase de învățământ special. Nu, câte una. În Piatra Neamț, Roma și Târgu Neamț. Roma și Târgu Neamț, probabil la domnul Benoni. Exact, la Centrul de Educație Inclusivă. Aproximativ 4211 elevi vor învăța în aceste structuri. Iată și aici tot cu virgul, 4172 la învățământul de masă, 2604 rural, 1568 în urban. La țară mai mulți copii. Păi da, spuneam eu că se iubesc mai mult oameni la în sat. Da. Învățământul special și iată că apar și 15 în învățământul particular. Aici să-ți fie școala OAT. Da, știți ce e interesant aici? Da. E interesant de precizat că părinții fac niște eforturi de neimaginat pentru a-și înscrie copilul la o anumită școală. Adică și-au o viză de flotant, sunt în stare să plătească pe cineva numai să ia în spațiu ca și copilul să aparțină de acea școală, să fie în circumscripție. Ei, și acum ați văzut că dacă vor fi mai mulți copii, se vor mai suplimenta cumva locurile. În ordine, da? În care e bătălia majoră. Roman Vodă, clar. Școala 1, da. Mai puțin școala 11 în ultimul timp, pentru că școala 11, înțeles, școala Mihai Eminescu, nu? Da, am înțeles acolo că nemulțumirea părinților, că au venit foarte mulți țigani. Da. Că m-am gândit să le zic, da, până țigani. La urmă asta e, da. Și iată că școala 7, care era tradițional pentru învățământul acesta în care veneau toți cei din strada nouă, a scăpat de aceștia, a făcut ce a făcut domnul Vanzariuc și a scăpat de asta, pentru că acolo știm că funcționează școala de muzică, școala de artă, Sergiu, da. Celibidache. Mă gândeam și la școala Alexandru Ioan Cuza, școala numărul 5, da, de aici, pentru că având și programul acela de grădiniță unde copiii rămân peste program, poate că sunt
familiarizați cei mici cu instituție și atunci rămân și la clasa pregătitoare în continuare. Da, cred că e de asemenea în top. Școală. Da. Da. Până la urmă e un început. Avem și această evaluare psihosomatică care ne spune dacă este sau nu copilul pregătit, că nu e atenție, neapărat... Puteam că el trebuie să, dacă împlinește 6 ani, exact, între 1 septembrie și 31 decembrie, îți dai seama ce larg, îl dai pe copil la 5 ani. Bine, dar ai acum acest... Bine, nu neapărat, dacă el, dacă psihologul spune... Da, păi e mai mult joacă, adică alternativ joacă cu învățarea unor lucruri. Și e o pregătire. O altă discuție care a venit pe tapet acum referitor la asta este aceea a manualelor electronice. Foarte mult criticată de mediul didactic. Bine, acum s-ar putea să fie și o rezistență din interiorul sistemului la tot ce e nou, la tot, dar ținând cont că sunt școli care au calculatoare, dar n-au lumină electrică, am înțeles că ar mai fi din astea, sunt școli fără calculatoare și așa mai departe. La fel cum sunt elevi care au reușit să iau un calculator prin programul celebru Euro 200, cred Bună că se chema. La liceu, dar ei săraci stau în niște condiții, poate nici n-au electricitate acasă sau nici nu știu să... Da, mă rog, asta e o altă discuție. Deci ar fi iarăși interesant și pentru prima dată se poate face înscrierea online, și eu nu cred că vreun părinte, doar mai dacă sunt. Este cumva în străinătate. Nu neapărat. Mai sunt dintre aceia care lucrează foarte mult și efectiv nu se încadrează poate cu programul secretariatelor. Da, programul secretariatelor, să se spun că între 8 și 18. Între 8 și 18, inclusiv sâmbata. Inclusiv până sâmbata, orele, așa este. Sâmbata până pe la orele... Cred că se dorește ușor-ușor trecerea aceasta spre a completa hârtiile în format electronic. Da, uite, asta te scapă la, de într-o... Sâmbata de la 9 la 13. Da, deci... da, între 9 și 13 sâmbata. Da, și până pe 2 martie avem ziua porților deschise în instituțiile de învățământ, în așa fel încât părinții și copiii să viziteze sălile de clasă și să adreseze și întrebările necesare pentru a fi informați. Da. Ar vrea să discutăm un pic despre ceea ce s-a întâmplat ieri la conferința de presă, da, unde am fost în două și unde am primit o serie de răspunsuri la întrebările noastre, mai mult sau mai puțin punctuale, dar n-aș vrea să omitem acel raport lung și interminabil al fostului primar, Laurențiu Leoreanu. Trei ore. Bine, aici n-aș putea să spun prea multe, da. Eu am chiulit, s-ar putea spune, sau am lipsit motivat pentru că făceam altceva între timp, dar a fost colegul nostru, Marc, care a luat câteva cadre efectiv pentru o știre, să spun 3 minute, dar am auzit că s-au cam plâns ceilalți colegi care au stat 3 ore și jumătate, 4 da, ore. Eu am fost acolo, da, și de, și de comentat și nu spun vorbe în vânt, pentru că pot fi văzute aceste lucruri în fotografiile care sunt publicate pe Facebook-ul primăriei, cam cum stăteau funcționarii publici, da, care mai de care mai avea puțin aveam, și visau, erau în lumea viselor. Deci, nu o să dau nume, aveam un pic, erau aproape de a sfărăie. Cam așa, da, cam asta e, atât de implicat. Cam asta, era interesant. Până la urmă, am convenit împreună, vă amintiți că am și spus asta, că e greu să cuprinzi într-o oră, știu eu, două mandate de primar și să amintești de toate ani, proiectele. Da, da. Aproape 9 ani, deși a făcut separat. E greu, dar haideți să vedem, din punct de vedere jurnalistic, opinia dumneavoastră, de ce mai era necesar ca Laurențiu Leoreanu să vină și să vorbească 3 ore despre aceste lucruri, lucruri care s-au făcut, au fost văzute, au trecut. Nu era mai bine să avem, iată, în mapa ședinței de astăzi de Consiliu? Există? Avem. Păi simplu, avem. Fiecare consilier, dacă avem, dorește da, cineva... Din consilierii locali, acolo n-a fost aproape nimeni, exceptând urbate... Da, dar mă întorc la întrebarea mea, ce rost mai avea această dare de seamă? Nu uita că este vorba de o campanie electorală, exact, pe da? Care o pregătește și îl va purta pe domnul Micu. Adică avem, iată ce a realizat echipa și ce urmează. Da. Domnul Micu n-a fost prezent că era în Spania. Era în Spania, domnul Micu, și n-a fost prezent. Nu, dar vorbeam de nu prea în cei 8 ani. N-a fost vizibil.
a fost vizibil, așa cum nu este doamna Roxana Iorga. Atenție, la ultima ședință, doamna Iorga a comentat ceea ce am remarcat noi aici și dar să știți că m-a oprit pe volul primăriei, da. Dacă suntem supărate că nu... Da, doamna viceprimar este o drăguță, este amabilă, da. Dar probabil, da, probabil că are nevoie de o perioadă de acomodare, că nu prea are drag așa de camera de luat vedere și e și normal. Nu, eu am avut-o și în emisiune, am avut-o în calitatea ei de președinte al Exact, am avut și o emisiune cu doamna Dana Păiuș și cu doamna Roxana Iurga. Mai înfiptă doamna Dana Păiuș. Da, așa este. Tot consilier local. Mai energic, așa. E o perioadă de acomodare, eu sper să se descurce, să facă treabă, are direcțiile pe care le-am amintit, taxe și impozite, direcția de asistență socială, are urbanismul, are clubul sportiv municipal sau cum se mai cheamă acum. Aoleu, acolo cu clubul acolo sportiv municipal, auzeam pe colegii mei care se plângeau că domnului Benchea îi smulgi, deși ar avea tot interesul să-și promoveze munca și activitatea. Îi smulgi două cuvinte, nu? Cu forcepsul, ca la... Eu am avut, apropo de persoane care ar trebui să ofere informații publicului Romașcan. Am avut o experiență mai puțin plăcută cu domnul director Bețeanu de la Locato. Eu nu. Și vă spun și de ce. Nu, mi-a oferit sincron, dar nu e, e foarte emotiv și nu reușește să, nu știu, nu se concentrează. A fost și șef de partid la PNL. A fost, dar nu e un bun orator. Nu e un bun comunicator. Un bun comunicator. Ce se întâmplă? Am fost la adăpostul de câini comunitar și domnul de acolo, domnul administrator, nu prea mai vrut. Domnul Stanciu, eu cred că îl cheamă, Scutariu, a zis, domnule, nu mai dau eu interviu, mergeți direct la domnul director și cum domnul Damaschin de la Locato ne spune mereu că este prea în vârstă și nu mai dă bine pe cameră, am ajuns, bineînțeles, la domn director Bețeanu. Într-un final am scos eu ceva de el, dar mie personal, poate greșesc, mi s-a părut că mai informat era domnul administrator de la adăpost decât domnul director, administratorul fiind și cel care e în centru, da. Și de asta spun, domnule, lasă-l, domnule, pe administrator să spună două cuvinte, acolo a fost că nu se întâmplă nimic. Cu, de care se pare că se face vinovat legat de acel ONG care nu văzuse și partea din spate. Da, și am mai descoperit ceva. De fapt, am înțeles că atunci când a fost povestea cu acest ONG, a venit și o echipă, cameraman și reporter, de la o televiziune de prin Iași, care avea o mașină și o echipă de la ProTV și n-a spus nimeni acest lucru și s-a profitat asta de ocazie. S-a profitat de ocazie și s-a filmat în ansamblu groapa de gunoi neutralizată și a doua groapă neneutralizată. Cea neutralizată plus asta care există acum de postul care temporar. Au început să pe din afară. Și au început probabil să fie informații date, nu cred că în presa națională, dar poate în Iași, de exemplu. Și am înțeles că domnul director de la Rosal, Ionel Ciocan, l-a sunat pe domnul administrator de la adăpost și a bătut obrazul. Dar bine, domnule, ce faci? Le permiți operatorul să vină să filmeze? Că parcă nu se putea filma groapa de pe mijlocul drumului. Și să știți că în momentul în care am luat și noi câteva cadre de la depozitul temporar, era o doamnă foarte preocupată care a venit și ne-a bătut în geam. Și agitată, da, și ne-a bătut în geam. De la ce televiziune sunteți? Cine sunteți? De ce filmați? Nu, suntem pe domeniul public, putem filma, nu e nicio problemă. Dar, trecând cumva la groapa de gunoi, există informații și trebuie verificate pe Facebook cum că la acest depozit temporar s-ar aduce odată deșeuri de la comune, deși nu s-a recunoscut niciodată și comunele au contract cu Rosalul. Păi au contract cu Rosalul. Dar nu s-a recunoscut niciodată. Nu, domnule, că pune numai romanul. Avem declarații cu domnul Leoreanu care spune de nerajunge de postul nouă, că e făcut din bugetul local al romanului. Noi am investit, de ce să vină comunele? Avem declarații, arhiva rămâne. Și mai nou apar speculații pe Facebook că s-ar aduce deșeuri din județul Iași, însemnând comunele. Abutea, exact, pentru că imediat de la Mircești ești în județul Iași, cât e imediat. Da. Ceea ce mi se pare foarte grav și trebuie verificat, că dacă într-adevăr se întâmplă așa, depozitul a ajuns la capacitate. Apropo de și n-am înțeles de încă o chestie. Apropo de abilități de comunicare, ai văzut că
Dan Laurențiu Leoreanu, deputatul Dan, da, Laurențiu Leoreanu, știa să iasă din orice situație din această, da, și să răspundă la orice întrebare. Foarte multe din răspunsuri la întrebările noastre trebuie să le anunți dinainte ca să-ți poată... Bine, acum e și vorba de date. De exemplu, cum am cerut eu ieri, ții minte, de calitatea mediului, pentru că acum câteva săptămâni am întrebat de parcul de mașini. Da, trebuia o documentare, da. Nu uitați, și o să luăm pauză de publicitate imediat, nu uitați că s-a schimbat ceva din momentul în care s-a declanșat scandalul la spital. Primarul de astăzi are un nou consilier care ne-a rugat, inclusiv când realizăm un interviu cu city managerul, cu secretarul, să știe toată lumea să fie un cerc închis, ca ceea ce se comunică să fie unanim valabil pentru toată lumea. Nu cumva cineva aici să declare altceva. E o regulă stabilită clar, recent. Da, da, și foarte curioasă poziția, pentru că colega noastră, Claudia, este jurnalist la mama lui, cum se spune. Și, da, da, ea își face treaba acum din postura de consilier. Dar, da. Atenție, ea știe cum trebuie, cât de greu poți obține o informație, deși știe, este, da, foarte transparent. Știți, acum îți justifică banii de acolo și atunci trebuie să facă ce e bine pentru actualul primar. Continuăm discuția, emisiune pentru CNS, dar și pentru Roman 24. Spuneam că vom discuta și despre ce se mai întâmplă la spital, pentru că ieri, nu, s-a desfășurat cele trei concursuri pentru funcțiile de director. Cei care au fost pe funcții, înțeleg că au participat la concurs, da? La vremuri noi, tot noi. Cam așa, da. Știu că aveți informații, ați discutat cu doamna manager Andrici. Am discutat cu doamna Andrici, mi-a spus că toți trei, bine, era și de așteptat, toți trei directori din subordinea sa, cei care fac parte din acest comitet director, respectiv doctorița Oana Onu pe postul de director medical, economistul Achiriloae, Leonard Achiriloae, pe postul de director economic. Atenție, acesta are și facultate de farmacie, deci are un plus. Și aici un pic a fost mai controversată acea prezență la concurs a doamnei Elena Chirilă, directorul de îngrijiri medicale, pentru că apăruse un act normativ potrivit căruia, te-am văzut ieri comentând ieri dimineață în emisiune, dar era vorba de un articol mai vechi al meu, pe care mi l-au publicat, ținând cont de data evenimentului, mi l-au publicat ieri și nu și luat serios. Între timp am mers cu investigația mai departe și am întrebat că exista un act normativ potrivit căruia funcția de director de îngrijiri medicale ar fi trebuit ocupată de un absolvent al facultății de medicină. Corect, asta am citit, da, în articol. Da. Așa. Și l-am întrebat, i-am telefonat și domnului Puiu Sârbu, care a făcut parte din comisie. Mi-a zis că legătura sa cu Romanul este foarte, foarte bună și colaborarea sa cu Romanul este foarte bună. Dar că prezența sa în comisie este doar cu rol consultativ, așa cum au loc sindicatele, și dumnealui mi-a dat lămurirea că într-adevăr a apărut acel act normativ care n-a fost însă promulgat. La nivelul Spitalului Roman ar exista cel puțin 10 persoane care au această facultate de scurtă durată de 4 ani, deci cea de medicină e de 6 ani. Corect, cea de pentru acest de scurtă durată este doar de 4 ani. Și atunci s-a lucrat pe ordinul 284 din 2017, care permite și absolvenților de școli post-liceale sanitare cu cel puțin 2 ani vechime să se înscrie la acest concurs. Deci, timp de 3 ani, că atât ai mandatul directorilor, doamna director Chirilă. Chirilă poate să ocupe liniștită postul, deși toată lumea, acum eu îți spun ce știu din interior, există nemulțumire asupra faptului că
ca și director de îngrijiri medicale, cu toate acele incidente de la centrul de primire urgențe, poate ar fi trebuit să deconteze într-un fel factura și directorul de îngrijiri medicale. Mie mi-e foarte dragă doamna Chirilă, dar n-am putut să nu răspund unor probleme ridicate din de cetățeni și de romașcan, da. Jurnalistul nu trebuie să apere interesele cetățeanului în primul rând. Da. Una peste alta, avem director în continuare, se poate desfășura activitatea, n-am mai aflat nimic. Doamna manager are 4 ani. 4 ani, da. N-am mai aflat nimic despre acel specialist de comunicare care era promis pentru o mai bună discuție. Cred că s-a renunțat la ideea, da. De pagina de Facebook, de comunicare pe pagina de Facebook, se da, acum, știți, medical. Era păcat că mai mânca un om o pâine, la fel cum nu se mai întâmplă nimic nici la primăria Roman, unde nu este purtător de cuvânt. Deocamdată nu avem buget, atâta timp. Nu avem buget, trebuie prevăzut acolo un nou salariu și e greu. Da. Apropo de asta, cine a fi lucrat la raportul pe 9 ani? Și eu v-am spus că știu tot din interior, nu mi-a confirmat că fostul consilier personal, Constantin Cudalb, da. Constantin Cudalb, care a lucrat cu Laurențiu Leureanu și care acum lucrează la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei. Discutăm despre plecarea primarului în Spania, proiectul acesta cu energie durabilă, modernă și cu o vizită care ar putea fi întoarsă. Ceea ce am aflat noi ieri, că ar exista ceva probleme cu acea amenajare teribilă a falezei de pe râul Moldova. Da, ați văzut că la întâlnirea cu pensionarii, domnul Călărășanu de la CRP a venit el și a propus că, domnule, trebuia să faceți malul mai așa. Era un SF, că nu se putea. Dar probleme în ce sens, spuneți? Există probleme de modul de amenajare al acelui siret, prea multe nu ne-a scăpat domnul primar, în schimb a venit foarte entuziasmat de modul în care s-ar putea realiza o asemenea amenajare pe care a văzut-o în vizita lui în Spania, asta mi-amintește și de perioada Leureanu, când vizita anumite localități din nu știu ce țări și venea și ne spunea, am văzut o fântână arteziană acolo, vreau să o aduc și la Roman. Am văzut trotuar cu pavaj nu știu de care, îl aduc și la Roman. Am văzut o specie de arbor. Cele de pe aleile astea, acolo și la Roman. Tocurile noastre, că râdeam noi. Știți, și noi vedem dacă mai apucăm să călătorim, dacă mai avem bani cu ce să călătorim și noi vedem anumite lucruri, dar mi-a plăcut totuși remarca colegei noastre Teo, care a întrebat, domnule, dar în Spania sunt zile mai însorite, soarele e mai puternic, apropo e altă climă. Apropo de panouri și solare și de energie. După aia da. Eu am revenit la o întrebare de-a mea, dar mi se pare că tot era am ieșit, da. Eu am întrebat cât de eficiente, că noi mai avem asemenea panouri solare la liceu cu program sportiv. Și nu cumva și la spital? Și la spital. Eu parcă așa mi-amintesc. Pe vremea când era manager domnul Mircea Coadă, am făcut noi o vizită, mi-amintesc, cu Laurențiu Leureanu. N-aș vrea să dezinformez, dar eu așa știu. Că și la spital n-am mai auzit nimic. Trebuie întrebat, ca să ne lămurească cineva și pe noi. Eu am mai pus o întrebare ieri în conferința de presă, am pus mai multe, privind calitatea aerului la Roman, n-am primit răspunsul. Da, am vrut să mă opresc se... acum la panoul acesta. Da? Cam unde se oprește Romanul în acest top al celor mai poluate orașe? Cel mai poluat, evident, e Bucureștiul. Nu știu, deși știu că era Ploieștiul trecut printre primele, dar trebuie verificat. Bine, că aici București... poluarea ți intervine la Ploiești de la rafinării. Exact, industrializarea. Dacă ormai fi, că nu mai știu, mai sunt totuși, mai sunt, da. Astea la care se adaugă cele ale acestor mașini. Exact, traficul infernal. De mașini din nou după ce s-a ridicat mașini second hand, sigur, da. Așa este. Unele dintre ele, e foarte interesant, îmi pare rău că nu am acum, am făcut eu o știre.
cu o statistică al celor de la RAR Neamț vis-a-vis de cât de periculoase sunt mașinile de pe șoselele din Neamț. Adică sunt adevărate bombe cu ceas. Unele autoturisme, cam ce nereguli s-au găsit la frână, la direcție și la, mă rog, alte lucruri atât de importante. Pericole pe străzi avem în tot județul Neamț, nu zic că la Roman. Plecând de la aceste mașini second hand care sunt cumpărate uneori fără a fi verificate, fără a fi duse în service, fără acel test care este obligatoriu. Și bă, te întrebi acum dacă nu cumva și acest aspect contribuie foarte mult la numărul de accidente rutiere grave și nu neapărat doar infrastructura care ori lipsește cu desăvârșire, ori este proastă, revenind la DN15D Roman Piatra, despre care am discutat în emisiunea trecută. Și apropo de lucrul acesta, între timp avem unul din telespectatorii noștri cu interes fidel, constant, da? Pentru emisiunea noastră, e vorba de domnul Sorin Cazan. Domnul Sorin Cazan, care ne reproșează că nu suntem mai agresive, dar nu înțeles, mai agresive una față de alta. Nu știu, nici eu n-am înțeles, da. Ce-ar crește audiența, da. Dar crește audiența, dacă vrei, o punem de păruială. O punem de păruială, dar ce să facem, dacă să ne crească. Dar domnul Sorin Cazan spunea că deține el niște informații interesante. E legat de acea afacere cu turnarea criblurii, da? Cu pietre din Moldova, din balasiere din Moldova, undeva pe șoseaua. Rămâne de... Dar n-a venit întrebat. Cu acele documente, n-a cum venit a zis. Cu acele n-a documente, venit, atunci mai bine nu discutăm. Da, să știi că l-am întrebat pe deputatul Leoreanu, nu mi-a infirmat, dar nici nu mi-a confirmat, mi-a spus că da, nu vorbim de o rută interioară, de o, că se pare că acest tip de cribluri ar fi fost undeva după fabrica de pâine. Deci practic după fabrica de pâine ar fi la ieșirea din oraș. Bun, dacă mă referiți la arteră. Da, la arteră. La arteră ocolitoare, ca să nu se înțeleagă greșit. Da. La arteră, unde s-au făcut lucrări și arată ca după bombardament acum. Păi asta și au fost discuții pe Facebook că se pune nisip și la o ploaie se duce. Lucian Micu, primarul, păi spunea că spunea, e provizoriu, da. Și că urmează să se facă lucrări exact serioase. Exact de asta îmi spunea domnul Cazan. Îl așteptăm cu probe, noi... Da, oricum, Facebook-ul a explodat, vă spun, și cu chestiunea aceasta cu artera, că se asfaltează cu nisip, și cu chestiunea aceasta cu groapa de gunoi. Dar n-ar sta nici, cu mult mai bine, nici cealaltă arteră, despre partea cealaltă. Care a fost inaugurată, cred că în 2016, înainte de, sau chiar în timpul campaniei electorale, când Laurențiu Leoreanu candida pentru al treilea mandat. Și cred că a fost printre singurele investiții unde s-a tăiat Pamplica și Leoreanu l-a avut alături pe Micu. Vă amintiți, probabil. Da. Apropo de asta, n-am discutat nimic despre vizita vicepremierului. Sevil Șaide. Da, vizită astăzi. Nici nu știu la ce oră și nici nu știu dacă, până la urmă, Lucian Micu s-a dus. Pentru că noi glumeam și spuneam să nu fie invitat doar primarii PSD. Cu carnetul de roșu. Cu carnetul roșu. Cu carnetul. Și dacă au fi mers și cei din PNL, dacă i-o fi ascultat cineva. Că au mai fost întâlniri din acestea. Au fost întâlniri când au mers primarii de o altă culoare politică și au expus problemele, iar invitatul de la București s-a jucat pe telefon sau pe tabletă. Deci, important e nu doar să te duci, ci să și te asculte cineva dacă te duci acolo. Și dacă ții minte că tot în conferința de ieri l-am întrebat pe primarul Lucian Micu ce a cerut pentru bugetul Romanului și ne-a spus ajutor pentru sensul giratorului. Cred că am eu. Și vă spun imediat că mi-am notat. De la Dedeman. Ia să vedem. Da, cofinanțare pentru Poarta Nord și cofinanțările pentru Adi Aqua Neamț și Adi Eco Neamț. E vorba de continuarea master plan. Apropo de asta, avem director nou, deși în meciul Dughir Arsenie. La Apa Servie săptămâna și directorul acolo. 1-0 pentru Dughir, se pare că iată că cei care au dat în judecată foștii membri a Consiliului de Administrație, dintre care face parte și Gelu Moldoveanu, pe care împreună l-am văzut la o anumită formațiune politică. La UNPR. Nu mai este la UNPR. Nu mai este?
Nu. Păi nu știu, eu nu l-am mai văzut foarte recent. Eu l-am, la liberal, da? N-ai fost la deschiderea cabinetului atunci. N-ai a, fost? Păi n-am fost, că eram în zilele mele de concediu. Da. Da, de asta nu l-am văzut. Și acolo foarte multe. Iată, fete. Spuneți ceva interesant. Că, mie îmi place să merg la aceste întruniri. Că mai vedeți niște lucruri, nu? Era într-o zi de sâmbătă, cum, da? Da. Era într-o zi care de cine sâmbătă, cum și pe unde mai este, mai are carnetul de partid. Da, eram în ziua mea liberă și mă uitam pe Roman 24 care a transmis conferința de presă și chiar se amuzau colegii că n-am putut să stau liniștit acasă și am fost curioasă să văd ce ne povestește deputatul Leoreanu. Defect profesional. Da, defect eram profesional. Curioasă ce și, ne spune. Da. Și pe cine am, nu mă mai întreb pe cine am mai găzut acolo. Ia să vedem că e interesant. E interesant. Domnul Damaschin nu lipsea, domnul da, Rețeanu hai. Nu lipsea. Da. Cine mai vrei să știi dacă mai era pe acolo? Bineînțeles, consilieri, dar dintre consilieri județeni n-a fost prezent decât domnul Acatrinei și doamna de la Trifești. În care a fost candidat la un moment dat și au retras-o. Da, îmi scapă, doamna blondă, îmi scapă numele ei. A, și domnul Pelepco, nu? Nu, n-a fost prezent. N-a fost prezent atunci. L-am văzut pe Alina Antochie, l-am mai văzut acolo. Alina Antochie care până la urmă oare primește și el ceva pentru faptul că în campania electorală s-a alăturat liberalilor? El a mai fost ministru secretar de stat, nu? Da, dar acum de la justiție, eu cred că de la justiție, la justiție, chiar a făcut treabă bună acolo. Eu cred că interesul său se va manifesta pentru alegeri europarlamentare. Știm că a apucat un capăt de mandat, dacă nu mă întreb, și el vreo 6 luni de mandat de europarlamentar. Probabil că și alegerile europarlamentare, dacă mă înșel, la anul. Cred că da, și trebuie bătălia verificat. Va fi mare, bătălia va acolo, fi, da. Mai ales că, atenție, România ia președinția Uniunii Europene, care nu-i decolea. Și atunci îi trebuie un grup de parlamentari serios și bine, priceput, serios da. Și bine pregătiți. Sunt câțiva și la Partidul Social Democrat, sunt și la liberali. Să vedem dacă soția fostului președinte al PNL va mai prinde soția lui Crin Antonescu, Antonescu, soția lui Victor Ponta. Soția lui da, Daciana, mă gândeam la, spuneți-i, la actorul Mircea Diaconu, Mircea care Diaconu iar e echilibrat și un om deștept. Și numai, dar a făcut enorm, că acum și din postura... Cine mai era? Mai era, cred că Norica Nicolau. Atenție, de la PNL. Norica Nicolau, iar da. Foarte, dar nu mai este la PNL, este nu mai la este. ALDE. Mamă, dacă te modifică, este da. La ALDE. Și că nu mai poți să mai țin pasul cu aceste mutări ale politicienilor de la un partid la altul. Da, nu mai poți să mai țin pasul. Vreau să spun faptul că atât Norica Nicolai, cât și chiar Boștinaru, cât atenție, ziceam de Diaconu, Mircea da. Diaconu, care a candidat ca independent. Exact. El a reușit să facă enorm pentru ceea ce înseamnă conservarea patrimoniului cultural al României. Și apropo de patrimoniul cultural al României, aș vrea să aduc în discuție aici vernisajul expoziției Stanciu, pictorului Stanciu da. De la Bacău, cu acele ferestre ale sale, în care îmi spunea, povestea că a început să bată satele românești la rând, să mai găsească o casă cu fereastra de altă dată de la bunici, care în sfârșit da, este cu interior corect. Aceea poartă cu obloane care și spunea Lucian Strochi că, de exemplu, în Olanda, țara aflată în inima Europei, se păstrează cu sfințenie toate acele aceste lucruri, ferestre da. Cu obloane la ușă și după la noi modul cred că este doar la case memoriale, gen casa da. Memorială a lui Creangă, da, probabil. Și spunea, la pe la muzee, după modul muzeul în care arată oblonul, știi român, vechimea da. Casei, știi cine este, cine locuiește în ea și așa mai departe. Ei, ori noi am reușit să distrugem cam tot ce era autentic.
sigur, românesc. Da. Ne-am dorit nou și nou am avut, da. Da. Dar nici nou ăsta nu ține prea mult. Dar am intrat în politică și trebuie să discutăm neapărat despre ce se întâmplă la PSD la Roman, pentru că, iată, mâine e martie și nu avem încă un candidat, deși ne spunea senatorul Dan Manoliu că va veni candidatul odată cu mărțișorul. Nu avem încă acea conferință de presă și ne mai spunea din totuși Dan surse Manoliu, da? Îți spun că nici interiorul familiei. Eu ți-am spus că m-am întâlnit acum două săptămâni, parcă ți-am mai pomenit că m-am întâlnit, n-am avut decât o discuție de un minut, așa între intrarea și ieșirea din policlinică, el intra în curtea spitalului, era cu doctorul Coadă și l-am întrebat, nu mi-a răspuns nici da, nu mi-a răspuns nici nu, dar nici în familia sa nu se știa încă ce decizie a luat. Adică am impresia că... Senatorul Dan Manoliu era foarte sigur, candidatul există, e 100%, a trecut, vezi, Doamne, și de votul organizației județene și toate sunt frumoase și mai spunea domnul Dan Manoliu că nici n-ar fi o grabă, întrucât din ceea ce cunoaște el din surse de la București, alegerile ar fi undeva în vară. Păi deci da, în vară, adică ar avea timp, ar avea timp suficient. Să nu facă aceeași greșeală, cum au mai făcut și în alții. Mai avem 3 minute. Măcar un consilier 2. Nu știu, cred că am rămas la Eugen Pătrașcu. Cred că am discutat Pascariu. Și am rămas la Eugen Pătrașcu, care am spus că este... De curpă n-am discutat. Da, care am spus că este președintele de la organizația de pensionari. Ia să vedem, să reușesc să și... Eu l-am, între timp l-am pregătit aici, deci de Radu Curpă n-am vorbit. Am discutat, da. Petru Farca și PNL. Așa. Terenuri, un teren agricol din 0,81 hectare, cu soția 50%, la Răchitenia și are un teren 1,59 de hectare, o moștenire, are și la Mircești Iași, are din nou în 2013 moștenire 0,12 hectare, are și în comuna Dorna, la Suceava, alte categorii de teren, foarte puțin, 0,06%. Clădiri, apartament, 1989, 54 metri pătrați, destul de modest. Da. Casă de locuit la Gherăiești, 110 metri pătrați, construită. Asta 91. E o vilă. La Dorna Candoreni, o casă de vacanță, 48 metri pătrați, în 2008 cumpărată. Deja nu mai e atât de modest. Apartament în București, 42 de metri pătrați. Aici îmi închipui că trebuie să aibă un copil student sau ceva. Da, cred că e o garsonier destul de mic. Iată două autoturisme, 2015-2009, foarte vechi mașinile astea, mai să le plângem ele, rable, nu? Da, sunt și poluante. Sunt care circulă și de prin 2000, așa că stați liniște, 2015 e foarte bine, 2009 e bine. Are un depozit bancar de 5.000 de euro încă din 2004, are și datorii, un credit de 25.000 de euro la BCR scadent, veniturile. Aici, hai zis că după aia spun eu manager, de domnul Pătrașcu. Mai avem un minut. Iar atenție, 103, dar iar să nu amestecăm și vreau să facem precizare aici că am primit observații de la consilierul personal al primarului, colega noastră Claudia Matei, că noi ne-am referit, de fapt eu m-am referit, nu că tu mi-ai atras atenția, asupra faptului că veniturile acestea pe care le spun noi sunt anuale. Exact. Deci uite, are 100... Deci ca să vezi venitul lunar, împart la cele 12 luni și vezi despre ce este vorba, dar nu știm dacă este net sau da, aici brut. Nu ne-am lămurit. Uite, primul care trece și veniturile fiicei, care este majoră, probabil medic la spital, nu, probabil, sigur, doctor la spital, 2600, deci tot anual ar trebui să... 2600 anual, adică 26 de milioane anual. Da. Iar păi, după ce uite aici la 2 milioane pe lună, de manager la Consiliul Județean, la Consiliul la ArcelorMittal, 103.
mii, nu? 103.000, nu știu, trebuie... Mare. E destul de mare, da. Ne-am părțit la 12. Declarația de interes egală. Nu mai avem timp. Am vrut să spunem și despre domnul Pătrașcu Eugen, dar o să rămână pentru... Păi nici Pătrașcu Eugen n-am discutat. Da. Da. O să ne întoarcem în emisiunea viitoare și ne facem timp să terminăm și cu acești aleși locali, că mai sunt 4 sau 5. Mulțumim. Da. Și după aia o să trecem la funcționari, pentru că și acolo... Avem timp. Ne așteaptă un an încărcat din acest punct de vedere. Mulțumim telespectatorilor pentru atenție. O zi bună. La revedere.